Bună ziua, oameni buni! Bună ziua! Iată, lumea teatrului și a filmului a reacționat după mărturisirile dureroase făcute de actrița Viorica Vodă pe scena premiilor Gopo exact acum două zile. Mulți dintre actorii și regizorii care și-au declarat sprijinul pentru aceasta, recunoscând că hărțuirea sexuală este o problemă și în industria cinematografică românească. E greu pentru oricine să recunoască public că a fost victima unui abuz, dar iată că Viorica Vodă și-a găsit curajul să facă acest lucru, spunând că după ani de terapie poate să vorbească pentru că vrea ca fiica ei sau alte tinere ca ea să nu mai treacă prin ce a trecut ea sau să nu mai ascundă ce se întâmplă uneori în culise. Viorica Vodă este astăzi invitata noastră și vine împreună cu psihologul Otilia Manteleres. Salut, Mona! Salut! Bună, ce faci? Bine! Domnul este cuprind, cum e, nu? Așa e. Cuprind, da. Sărut mâna, bine ați venit, doamna psiholog, ce faceți? Bine, mulțumesc. Să ne așezăm pe o canapea. Nu așa e și la psihologie? Da, așa e. Când vine pacientul, unde ne așezăm? Pe canapea sau pe fotoliu. Exact, și în filme la fel e. Când te duci la psiholog, tu stai pe o canapea confortabil. Ai venit aici cu dosarul? Exact. Ai scos dosarul? Am scos tot ce era acolo de scos. Știi, foarte multă lume a văzut ce s-a întâmplat la premiile Gopo, iar dacă nu a văzut, apoi a citit în ziar sau pe Facebook sau în online declarația ta. Și vreau să te întreb dacă chestia asta ai avut-o pregătită, știind că o să fii la premiile Gopo și că vrei să faci povestea asta cunoscută, sau pur și simplu acolo ai simțit așa momentul că, păi, chiar trebuie să zic treaba asta? Păi am primit invitație la acest eveniment de anvergură dedicat cinematografiei românești după 20 de ani. Da. Timp în care cariera mea n-a stagnat, i-a continuat. Eu abia mă întorsesem de la un festival internațional din Italia, unde am și luat premiu, apropo, da. Am două filme. Acum a fost aniversată, practic, pe scena festivalului Gopo, filmul Filantropica, care a plinit 20 de ani. Unul dintre filmele mele preferate românești. Cred că a multor spectatori, pentru că are un text foarte bun. E ancorat ca temă în realitatea socială și, iată, mesajul este actual după 20 de ani. Oamenii se identifică cu personajele, cu problemele. Să știi că eu cunosc persoane care știu replicile de din afară, adică au rămas în memoria colectivă, mâna întinsă, care nu spune o poveste. Nu primește nimic. Nu primește nimic. Sau viața e complexă și are multe aspecte. Sau, în sfârșit. Nu am programat nimic. Asta nu am premeditat. Ai stat și te-ai gândit și ai zis, uite, tocmai că sunt premiile Gopo, pentru că e foarte multă lume din lumea asta, filmului, a teatrului, vreau să spun treaba asta că mă apasă de mult timp. Dar zici că n-ai premeditat. Da, era o problematică care m-a apăsat de foarte mult timp. Nu am putut să mă exprim sau să spun lucrurile astea, pentru că sistemul de stat, și știm cu toții că are niște legi nescrise și te poate costa siguranța, minima siguranță pe care o are un actor în România pentru orice. Sistemul este învechit, e cum e. Și de-a lungul timpului, în 2000, stai să văd că de aceea am venit cu datele astea, că sunt un pic obosită, îmi cer scuze după toată povestea asta, sunt un pic copleșită, n-am crezut că... O să fie reacția asta. Da. O să fie reacția asta. Am găsit prilej în cadrul unui festival de teatru independent, da, underground. Exista un atelier în cadrul festivalului, un concept de fapt adus de afară, se numea 20 Hours Play. Adică conceptul era așa, ne-am înscris un dramaturg, un regizor și patru actori, am tras la sorți. Și am sugerat regizorului să pornim, și tema era era să construim un spectacol în 48 de ore. Da. Încărcătura mea emoțională și legat de tot ce mi s-a întâmplat până atunci era atât de mare că am simțit nevoia să spun ceea ce simțeam și n-am avut prilej, curaj să spun, de fapt. Și am pornit de la frici, anxietăți, trăiri, se numește curentul psihodramă, da? Poate să așa. Da. E bazat pe ideea de confesiune. Confesiunea poate să fie fiecare cum simte, poți să scrii un monolog. Noi am stabilit convenția cu dramaturgul să fie un Q&A, questions and answers. Adică întrebări și răspunsuri. Exact. Și am scris atunci acest spectacol care s-a numit Interioare delicate mobilate.
repet, pe ideea de confesiune, în care am și câștigat și un premiu, iată, o diplomă. Foarte frumos. Fiind public avizat, foarte mulți dintre cei prezenți acolo s-au identificat cu probleme. Când am luat premiul la Rapsodia Română, mi-aduc aminte că... Dar reacțiile, să știi, că au fost exact ca la Godot. Adică am primit aprecieri de genul, mamă, cât curaj ai, cât de tare ești, dar să știi că și mie mi s-a întâmplat, dar n-am, din sentiment de vinovăție și rușine, n-am putut să spun niciodată, și pentru că mă gândeam că mă va judeca iubitul, mama, știi, mentalitatea aia, mama, lași, cum adică. Deci n-a fost prima dată când ai spus aici la Gopo o treabă asta. Nu, asta se întâmpla în 2014. Efervescența mea creatoare de atunci și curajul meu care m-a bântuit de o viață, dar el era acolo undeva, mocnea, din păcate a fost tăiat și sugrumat de reacțiile care au venit ulterior din partea atât a bărbaților cât și a femeilor care aveau putere de decizie. Deci spectacolul acesta, în mod normal, finalitatea lui ar fi fost la Teatru Godot de acolo, în care noi să găsim o modalitate de expresie în care să nu cădem în melodramatism. Adică eu aveam nevoie de un profesionist, de un regizor care să mă scoată din bula aia, să găsească mijloacele alea, nu știu, de autoironie, de știi, să nu mă duc în zona melodramatică, pentru că textul e scris frust, e scris brut, este exact așa cum l-am simțit atunci, și dacă îmi permiți... Da, te rog. Dacă îmi permiți, am să-l citesc, pentru că el este la fel... Are o bucățică de monolog. Nu, crezut că am văzut acolo... Nu te speria, că n-am venit aici să-mi zic... Da, am văzut multe pagini. Dar ca să vezi că trăirile mele și erau și atunci, în 2014, și sper să nu mă copleșească emoțiile și să cad iar în zona, capcana asta a emoțiilor. Deci, interioare delicate mobilate, da? Sunt patru actori care se întâlnesc și încearcă să se regăsească pe ei, să se reconecteze cu sinele lor, trăind tot felul de lucruri, de experiențe legate de frici, anxietate, de adaptare, de habar n-am, traume pe care le-au trăit și care cumva îi blochează să meargă mai înainte, pentru că de fapt asta se întâmplă. Și spune așa: am ajuns în câțiva ani caz de psihoterapie după nenumărate situații de hărțuire sexuală. Abia acum am înțeles de ce se spune că suntem curve. Pentru a-mi exercita meseria, de cele mai multe ori am fost pusă în situații la limita compromisului. Cunosc toate formele de hărțuire sexuală, ca și toate tipologiile de frivolitate. Femei de lux, femei de societate, până la cele târâte în trafic de carne vie. După filantropica, pe mine m-au chemat la aceeași tipologie de personaj, ca să înțelegi cât de multe poate stigmatiza un asemenea rol. Nu că te identifică, te stigmatizează din punct de vedere profesional, adică al paletei, de așa. Ceva decât femeia deci, ta ușoară. Da. Am avut ocazia să le cunosc prin prisma acestei nobile meserii. Cred că pentru foarte multe fete, cred, nu știu, vorbesc din experiența mea, într-o formă sau alta, li se dă de înțeles, dacă vrei să obții acel rol, trebuie să cunoști îndeaproape pe cel care are putere, este factor de decizie. Au fost situații elegante sau mai puțin elegante pe care n-am știut să le gestionez întotdeauna, fiind în impostaze vulnerabile ale vieții. Este cumplit sentimentul de vinovăție ce te va urma. Da. Orice formă de abuz scade stima de sine și lasă urme adânci în suflet. Am rămas urmărită de sentimentul vinovăției că nu am știut să le gestionez profesional în favoarea mea. În fond, meseria asta reprezintă un mod de viață pentru mine. Trebuie să trăiesc. Asta era în 2014. Deci asta era în 2014. Da. Asta vreau să zic, că poate oamenii cred că aia era piesa de teatru în care tu ai jucat, dar de fapt era viața ta, nu? Era asta și e... concret cum s-a întâmplat? Conceptul adică... este teatru în teatru, adică practic povestea ta, trăirea ta, o pui așa devine de teatru pe scenă, ca să poți să o e convenție publicului. Scenică și este această luptă, conflict interior. Da, eul meu, asta? Eu artistul, eu omul ăsta, eu sunt artist, dar eu lucrez cu mecanismele mele da, interioare. Exact. Dar ți s-a întâmplat povestea asta de-a lungul timpului, nu? N-aș fi avut prilej motiv să tocmai și de asta cronicizez, ca să spun așa, atâția ani, făcând o obsesie pentru această temă pe care am încercat să mi-o exprim în dacă toate formele. Îți mai aduce aminte cum s-a întâmplat, nu știu, poate pentru un rol, sau știi că oamenii poate sunt dornici să înțeleagă exact ce însemna această hărțuire. Mai sunt niște și lucruri să nu confunde cu, exact cum spuneam ceva mai devreme, cu o piesă de teatru. Da, tu răspunzi la ce ți-e ofertie. Eu nu vreau să dau exemple, nume. A, nu, n-am cerut asta.
Doar că oamenii, cum, tăceai la un rol și se spunea dacă, nu știu. Adică ce înseamnă această hărțuire sexuală de care zici? Eu aș interveni un pic pentru că... Dar nu cerem nume, nu, Otilia. Nu, mi-am dat seama. Dar oamenii nu, sunt, mi-am dat poate seama. Să-ți dea seama. Știu, ce înseamnă acest lucru. Mă gândeam că poate oamenii au nevoie să învețe grija. Să învețe cum să avem grijă de o persoană care povestește niște lucruri vulnerabile. Eu știu ce vor oamenii, că și eu mai de mult voiam să știu ce se întâmpla aia și nu... Dar, nu, dar cred că oamenii vor să știe ceva concret, știi? Adică, da. Uite, noi actorii, din păcate, aveam de trecem prin asta, știi? Adică da. Sunt condiționate roluri din cauza unor, nu știu, lucruri, știi? Da. Uite, poți să adică faci o paralelă, iartă-mă că așa, poți să faci o paralelă cu ce s-a întâmplat în America, apropo de fenomenul Me Too, da? În ce an a fost? Acum 2000. Gândește-te câți ani au trebuit lor ca să își găsească curajul o actriță sau câteva actrițe să spună public, fiind într-o societate liberă. Noi trăim în societăți ex-comuniste, teoretic societăți democratice. Toate situațiile despre care vorbesc și aș putea să dau N, că pot să în scriu America, cărți. În America, mișcarea Me Too a făcut ca foarte mulți regizori și oameni importanti să cadă de pe piedestale. Da, dar ei s-au solidarizat. De asta spun. Noi ca popor nu avem această... Dar să știi că ai reacții solidare. Este doamna psiholog? Nu e adevărat. Să știi că ai reacții solidare din lumea asta. Acum, și uite, o să-ți arătăm câteva. Acum, și le mulțumesc. Da, Otilia, vrei să zici ceva, te rog. Da, voiam să spun că cred că trebuie să ne uităm la relația de dependență care există între nu știu, în cazul acesta o actriță și un regizor sau un director sau cineva care are putere. Sau un director? Și, da, eu am dat exemplu, eu habar n-am. Dar este o relație de dependență și de cele mai multe ori oamenii critică actrița. Dar, de fapt, noi nu trebuie să ne uităm la actriță, noi trebuie să ne uităm la de ce un bărbat are nevoie să abuzeze de această putere a lui. Pentru că are o masculinitate toxică, pentru că nu e o masculinitate sănătoasă, protejează și se bucură de talentul unei actrițe și spune, da, uite, de ea am nevoie pentru rolul ăsta, ce rol aș mai... Deci așa ar trebui să se pună problema, pe când, într-adevăr, nu numai în societatea românească, dar poate la noi un pic mai mult, ne îndreptăm privirea către femeie și blamăm femeia că de ce a cedat femeia sau... Sunt voști care spun, domne, dar de ce atunci când s-a întâmplat nu ai reacționat? Eu pot să-ți pregătit, nu ești asta pregătit la 20 de ani, chicată din fundul Moldovei, o pudoare și o așa venită în care era rușine, nu să-ți imaginezi exercițiul că tu poți să faci lucrurile astea. Eu vin dintr-o societate extrem de conservatoare. Gândește-te că înainte de revoluție, cum a fost la noi, păi eu vin din acolo în care bărbatul e universul meu, dacă o femeie greșește sau un bărbat, lucrurile astea nu că sunt considerate de condamnat, sunt de rușinea rușinilor, apropo de rușine, vine dintr-o educație foarte rudimentară. Dar când se întâmplau lucrurile astea, aveai cu cine să vorbești? Nu aveam cu cine să vorbesc, asta într-adevăr. Eu nu am avut familie aici și poate asta sau a fost... prietenă, vreun apropiat. Prietenele la vârsta aceea nu sunt foarte, cum să spun eu, pregătite și nu e bine să-ți încrezi, ca să spun așa, secretele și momentele astea, pentru că nu vei... Și tu ce ai făcut? Adică cum ai reacționat la aceste hărțuiri? Am suferit, am plâns. Nu, am spus la Gopo că am fost caz de psihoterapeut. Dacă să faci psihoterapie, sunt costuri foarte mari. Am internalizat foarte mult aceste experiențe. Și de fiecare dată când am fost pus în situații, am retrăit cronic niște stări. Stările sunt foarte simple. Nesiguranță, rușine, sentiment de vinovăție, am spus acolo, rușine de a împărtăși, de a spune, chiar și unui specialist, pentru că, din păcate, mentalitatea noastră e cam asta, ai mă, pe bune? Păi știi cum, până când ea nu ridică și nu dă semnale, nu, lucrurile astea nu se întâmplă, adică nu are cum. Oamenii se judecă foarte superficial și ar trebui să vorbim un lucru important. Bullying-ul. Deci pusă într-o situație de genul ăsta în care tu ai un stigmat și ești judecată, din cele mai multe ori femeile sunt foarte agresive între ele. Femeile emit judecăți de valoare și își pun etichete. Am avut o situație. Competiția asta, invidia. Da, am avut o situație la Notara, am jucat până în anii până gravidă cu Sonia, am revenit pe postpartum, nu știam, la 25 de ani că sunt postpartum. Și da, am fost într-o situație de calomnie, când spun de
Deci am fost atât de șocată că nici nu știam cum să reacționez. Adică n-am avut timp de reacție și am simțit cum toată echipa, că era un musical, era o distribuție destul de mare, nu au solidarizat cu mine, au solidarizat cu agresorul și erau agresoare. Deci noi vorbim de tot ce înseamnă societate agresivă, agresiune, naște agresiune și furie. Deci, practic, lumea, în loc să te asculte sau să asculte și să încerce să înțeleagă ce se întâmplă, trec pe partea cealaltă în care spune, sigur, vrea notoritate, sigur, da, își dorește da, ceva. Da, da, da. Uite, sunt... să știi că sunt, practic, și, cum spuneai, oameni din Breazlă, mai multe voci care au avut reacții la ce s-a întâmplat la premiile Gopo și haideți să vedem. Uite, prima este chiar de la Tudor Chirilă. Poate că e un moment bun să vorbim despre facultățile de teatru în care profesorii de actorie fac avansuri studentelor sau în care profesori titulari la catedră se ocupă de pregătirea pentru facultate. Poate ar fi momentul să vorbim și despre stigmatizarea studentelor care refuză să se dezbrace complet în clasă, în virtutea unor exerciții de actorie, care chipurile au rolul de a dezinhiba. Cunosc un caz real a cărui poveste am aflat-o direct de la victimă, care într-un final a reușit să schimbe școala. Da, probabil că ne-ar pune pe toți la punct una care așteaptă un Ferrari de la vânătorul vieții ei, mașină pentru care el va fi scutit de rușinoasele drumuri la supermarket. Sunt oameni din industrie care practic încep și să spună lucruri și iată ce a declarat și Tudor mai devreme. Să știi că ele se întâmplă nu numai în interiorul sistemului. Am 11.000 de exemple și din afara sistemului, și anume oameni care dețin putere și au acest orgoliu probabil de a ajunge la o persoană publică, da, o fată tânără, pentru a-și, habar n-am, colecționa niște trofee. Mi s-a întâmplat și în zona extra-profesională, să zic așa. Și este uimitor ce imaginație pot avea unii ca să ajungă la să muște din pradă, că bănuiesc că își fac, cum să spun, o strategie de a... Vrei să dau un exemplu? Tânără frumoasă, te rog, doar ce vrei. Acum mi s-a mai stompat un pic, că m-am uitat la mine, Doamne, Dumnezeule, cât și-a lăsat amprenta timpului asupra chipului meu, ce înseamnă trăirea interioară, ce înseamnă încrâncenarea. Bine, nu, mă iubesc, mă accept așa cum sunt, am o vârstă, am doi copii, sunt ok, mă iubesc, deci n-am o dramă interioară legată de cum arăt. Nu știu ce exemplu să-ți spun. Mi s-a întâmplat un regizor care avea o vârstă destul de respectabilă să ia un concurs la o televiziune publică pentru un serial și trebuia să cânt aveam un moment cu un actor destul de cunoscut în care eu trebuia să cânt o melodie ceva lăutărească. Eu mi-am făcut temele acasă, am căutat, că zic, domnule, să nu fie manea cântecul lăutăresc, e cu totul la ceva. M-am dus la sursă, la un coleg de la conservator, am cântat, mă, eu fiind în cultura slavă, mă rog, la noi muzica era mai puțin cunoscută, mi-am făcut temele și dânsul mi-a dat un număr de telefon pe scenariu în care mi-a spus, te rog frumos, după ora 7 era fix să mă suni să-mi propui melodia. Nu l-am sunat, pentru că în mod normal există o persoană tehnică care te sună în teatru și în filmare, adică un regizor tehnic, un asistent, da, și toate problemele legate de... Așa, nu l-am sunat. Bun, filmarea a fost destul de dificilă, era pe tren, eu jucam o securistă, ceva de genul, că ți-am zis că am mers numai pe tipologia asta de personaje mult timp pe film, frivolități în toate ipostazele, eu așa le spun. Și aveam schimb de motoi cu marele actor motoi, dacă ți-aduce aminte, a fost un actor important. Eram flatată, wow, joc cu motoi, știi, am schimb de așa. Și la un moment dat regizorul respectiv mi-a cerut să renunț la sutien, deci eram în cușetă, că vezi, Doamne, așa era motivația, că aceste femei erau expuse și făceau orice ca să obțină informații și la. N-am vrut să fac treaba asta pentru că nu am fost pregătită, nu discutasem. Lucrurile astea se discută înainte. Am reacționat destul de, cum să spun, așa, nepregătită, domn regizor, dar cu tact și cu eleganță. A început să urle efectiv în tot trenul ăla. Repet, s-a închiriat un tren, că era undeva spre Moldova, așa. M-a jignit verbal față de toată echipa. Verbal, când spun verbalizând, nu pot să redau scena. M-a ridicat pur și simplu și mi-a smuls sutienul de pe mine. Deci când spun mi-a smuls sutienul, l-a smuls și mi-a cerut să am o scenă erotică sau ceva cu colega mea, Aniela Petreanu, care a jucat la Divertis, dacă o știi, o actriță de comedie foarte bună. Evident că
reacția a fost destul de șocantă. Cu toată echipa de față, eu m-am blocat, am început să plâng, tremuram visceral, deci efectiv tremuram, plângeam cu sughițuri și am spus, dar nu aveți dreptul să puneți mâna pe mine, adică lucrurile astea sunt lipsite de profesionalism. Asta e hărțuire sexuală sau pur și simplu era un regizor care nu mai înțelegea care e meseria lui? Sau... Nu, e hărțuire sexuală. Era toată lumea de față acolo, adică mă gândeam că hărțuire sexuală e când... Domnule, el a spus o chestie... La tine și nu știe, adică mă gândeam stai să spun că el a vrut să-l sun ca să ne întâlnim noi în privat și pentru că eu nu... Asta e mecanismul, pentru că eu nu l-am sunat. Și în privat să-i propun să ne întâlnim, poate să... Și când la dumnealui mă gândesc, habar n-am. Agresiunea lui a fost pentru că eu nu l-am sunat în privat pe acel număr, că de așa se ceva. Întâmplă din iar, ceva. Iar acest domn este protejat acum. Acest domn nici nu știu dacă mai trăiește, fiul lui este jurnalist. Este adică, practic, el poate să stea... Ok, nu știm dacă mai trăiește sau nu, dar el acum este liniștit, își trăiește viața și... Nu, ideea este că eu nu pot să dau... Adică dacă mai trăiește, da. Eu nu pot să redau verbal ce s-a întâmplat acolo, pentru că sunt lucruri șocante. Adică mi-aduc aminte că a zis, boi, tânăra generație, habar n-aveți ce talent aveți, că sunteți superficiale și așa, și de asta sunt obligat să vă dau rolurile astea și nu știu ce. Cert este că noi am ajuns la destinație undeva în Piatra Neamț, pare mi se, și la cină, mi-a povestit o situație care pe mine m-a șocat și atunci mi-am dat seama că lucrurile nu se întâmplă acum de aici, ele sunt dintotdeauna. O mare actriță de la Teatrul Bulandra, nu-i dau nume că sunt actori mari și așa, a fost într-o asemenea situație similară, îmi povestea pe vremea lui Ceaușescu și atunci el, pentru că n-a vrut să, nu știu, să renunțe la un element să fie mai decoltată, că nu se putea atunci, apropo de erotism și așa, a țipat pe platou și i-a spus dacă vreau să, ce crezi că dacă vreau să te, așa, ai voie să faci ce vrei tu și actrița respectivă pur și simplu a fost da, și asta mi-a spus, voi habar n-aveți că trebuie să treci pe niște, că meseria asta înseamnă smerenie, că trebuie să treci pe niște lucruri ca să, cum să spun eu, să... Da. Uite, sunt mesaje de la oameni și zice, suntem poporul care încă gândește că femeia este vinovată pentru că este hărțuită sexual. Sunt oameni care înțeleg prin ce ai trecut. Să știi că mai avem declarații de la după ce de la colegi de ai tăi și haideți să vedem ce material avem acum. Noi, adică și aici al inclus și pe Radu, în această poveste am încercat cumva să mai vorbim despre asta odată cu filmul Mo. Și mă rog, acolo hărțirea sexuală era în mediul universitar, dar iarăși în esență vorbea despre hărțirea sexuală și despre emoțiile prin care trec femeile și despre în societatea noastră. Și am încercat și eu atunci să vorbesc despre hărțuire și am avut parte de tot felul de reacții, de care din păcate a avut parte și Viorica aseară. Și ce am constatat așa cumva cu tristețe este că cred că noi nu știm să primim o astfel de veste și cumva avem o fugă de emoția asta nasoală. Și atunci a fost tot felul de, hai să le zicem, delicat stângăcii, în sensul că, mă rog, ale unora și chiar comentarii deplasate, că nu pot să le numesc stângăcii pe toate, dar chiar declarații deplasate ale altora, acele glumițe care cumva vor să detensioneze, dar care de fapt fac foarte mult rău, pentru că pun victima într-o poziție inconfortabilă și de fapt oprește un lanț mai lung al acestor dezvăluiri. Dacă ea aude mesajul ăsta, spun că îmi pare foarte rău și că o felicit pentru curajul pe care l-a avut. E mesajul Danei Rogoz. Da, o actriță tânără, frumoasă, dar știi, contează foarte mult suportul pe care l-ai și acasă. Contează mult să nu fii singur în toată povestea. Da. Și în mediul acesta în care noi ne desfășurăm activitatea, care, da, are multe provocări pentru o femeie, cel puțin. Îi mulțumesc frumos pentru gânduri. Mie mi-a lipsit, eu m-am ferit. Adică nu m-am gândit niciodată că aș putea să am un partener din domeniul teatral, pentru că eu mi-am pierdut încrederea, în primul rând. Eu n-aș mai putea vreodată să cred că un om din mediul teatral este un om de casă, un om stabil din punct de vedere emoțional și așa. Pentru că, din umila mea experiență în acest domeniu, cei mai mulți bărbați care m-au abordat, îmi pare rău să spun, au fost însurați. Cei mai mulți bărbați care încearcă, dar bineînțeles, sunt bărbați care pozează în societate ca fiind niște familiști convinși.
Cei mai multe cazuri în cadrul universitar, în acea institut, așa, sunt oameni, profesori, mentori, că am scris un eseu la master anul trecut, apropo de cultura, etica respectului și a fericirii în alta teatrală și de cât de important este... M-au dat afară, apropo, de la master, m-au chemat la cabinet și mi-au dat afară de la master pentru două esei pe care le-am scris pe această temă. Și eram la COVID la TI. N-am putut să mă conectez pe Zoom și să dau dreptul la, să am dreptul la replică și am fost exmatriculată după 2 ani în care am făcut masterul, cum să spun eu, cu copiii acasă, un Zoom și așa mai departe. Și de apropo de relația și nevoia de a avea mentor și lideri spirituali, care ei cumva te iau sub aripă, da, și tot destinul tău profesional, apropo de colega mea care are un soț regizor, da, este bine ghidat și e omul acela care zice, puiile zboară, sunt aici. Adică dacă ți se întâmplă o situație neplăcută, stai așa, că e omul meu. Eu dacă mă duc într-o proiect, zice, dar pe asta cine o recomandă? Din partea cui vine? Ca să înțelegi cât de închisă e domeniul ăsta. Tu nu poți să răzbești de niște ziduri, pentru că dacă nu te recomandă, primul lucru când am intrat într-un teatru, un regizor m-a întrebat, dar pe asta cine a adus-o? Din partea cui e? Nu așa ar trebui să fie. Așa ar trebui să fie. O tire, dacă ar fi o concluzie că trebuie să luăm publicitate și vă mulțumesc mult că ați venit, care ar fi tu ca psiholog? Eu ca psiholog aș vrea să spun cumva oamenilor că, care judecă de ce, pentru că la un moment dat tu ai pus întrebarea aia foarte bună, dar că de ce nu facem ceva în momentul ăla în care suntem hărțuite. Și explicația este că sistemul nervos al nostru îngheață în acel moment, pentru că el face o evaluare foarte rapidă între statura, puterea fizică, puterea emoțională pe care o are bărbatul asupra femeii și spune, domnule, eu n-am ce să fac decât să cedez. Și atunci sistemul nervos nu mai stă să se gândească, hai să mai dau o geantă în cap cum face Angelina Jolie în filme. Alea nu sunt reale, nu sunt scene reale. Și atunci noi oamenii trebuie să înțelegem că victima unui abuz sexual nu are altceva, nu are altă cale decât să cedeze. Doar dacă mai sunt alte persoane în jur care o pot ajuta. Să cedeze? Să cedeze fizic, să cedeze presiunilor, pentru că este o relație de putere și atunci când depinzi de puterea altcuiva, în speța unui bărbat în cazul acesta, nu ai ce să faci, pentru că statura este mai mare, puterea emoțională, renunți, financiară. Nu poți face nimic, pentru că apoi, uite, treci prin ce trece Viorica, bani de terapie. Am scris. Nu mi-am permis un psiholog. Am zis, am fost caz, am făcut atât cât am putut să fac. Să faci un tratament, propriu-zis, costă foarte mult. Și nici nu știi dacă ai norocul să nimerești pe mâna cuiva care să te scoată din bula aceea, bula aceea suferință. Eu nu mă consider o victimă, eu sunt foarte detașată. Eu simt acum să transmit acest o ușurare, exact o eliberare și sunt la vârsta în care nu mai am ce să pierd. Adică mulți mi-au spus, băi, te vei autoflagela profesional, ce crezi că te mai cheamă cu cineva? Nu mă interesează. Pentru mine, acum este un mesaj pe care eu încerc să-l transmit mai departe în ideea de a ajuta sau de a, ca alte generații și cred că trebuie să pornim de la educație. Apropo de master, în anul 2 am vrut să fac un proiect pe educație sexuală, invitând personalități în licee în care trebuie să discute liber Q&A ca formă de prevenție. Trebuie fetele să fie pregătite cum să gestioneze o situație, pentru că pentru multe înseamnă normalitate. Păi, domnule, dacă ăla e mișto și are bani și mă oferă o vacanță mișto, că de asta văd la televizor. Da. Eu aș mai adăuga o singură treabă. Eu cred că un pas înainte ar fi să apară numele. Este foarte complicat să dăm nume, dar un pas înainte, și știu că e foarte complicat și durează, dar odată ce apar numele, li se face frică. Nu pot dar să fac este, asta. Știu, dar eu știu. Ai văzut că am și spus nu. Deci la festivalul, de teatru asta. Independent erau așa. În jurul erau un bărbat și două femei. Da, știu că nu. Felul cum au reacționat bărbații după acel monolog pe care l-am citit a fost pentru mine satisfacția că se poate. Adică Șerban Pavlu și Masaci, Vlad Masaci, a fost în jurul și au plecat capul și au lăcrimat. Și pentru mine a fost o luptă câștigată. Adică până la urmă, care e menirea artei și menirea ta ca artist? Să spui adevărul, da? Și tu dacă ai nevoie de mai multe femei care să se solidarizeze. Și dacă
trezești conștiințe, măcar câteva conștiințe și reușești să ajuți câțiva oameni, nu știu, câteva fete care vin la sfârșit ce spune, știi, și mie mi s-a întâmplat. Și au curajul să vorbească. Și au curajul să vorbească. Sau miile de mesaje de articole pe care eu acum le citesc și, uite, și doamna a scris, doamna psiholog, un articol cu care am rezonat, ca să înțelegeți cât de profundă e toată trăirea, am somatizat după ce am citit. Adică mi-am văzut viața trăirile. Cu ce s-a întâmplat. Trăirile, că sunt niște sentimente. Da. Și și am scris acolo un mesaj că în sfârșit am simțit că nu sunt singură, în sfârșit am simțit că nu mi-e frică, în sfârșit simt că pot să spun lucrurilor fără să mă simt vinovată de nimic. Nu e vina mea că sistemul sau oamenii din sistem își folosesc puterea, că de fapt este un abuz, cum a spus și doamna, de a folosi puterea, și nu am de ce să mă simt vinovată pentru asta. Nu e vina mea. Nu e vina mea și păcatul nu e al meu. Și apropo de cei oameni, crede-mă, eu cred în legea asta a compensației, știi, că nimic nu rămâne neplătit. Și am avut curajul să înfrunt și să spun, există Dumnezeu. Atât. Există Dumnezeu. Și crede-mă că a fost suficient. Și am spus, eu am iertat. Și cred că asta e, Otilia, cel mai important, să poți să ierți. Da. Dar nu repede, nu-i nevoie repede. E important, dar este și un proces care durează. E un proces care ia mult iertare. Ierți, este foarte bine, da. Deci când ajungem acolo, da, când ajungem la iertare, dar nici n-aș... Când ajungi la iertare, ești vindecat. Ești vindecat, da, da, da. Când ierți, cu adevărat, ești vindecat. Și de aia, cumva, trebuie să avem grijă să ne uităm dacă sunt pregătită să iert sau nu sunt pregătită să iert. Și dacă nu sunt pregătită azi, poate să fiu pregătită într-un an. Dar cumva să nu fie neapărat iertarea scopul, ci recuperarea părților vulnerabile care au fost cărnite. Eu vreau să le mulțumesc tuturor, tuturor celor care au solidarizat cu mesajul meu și am convingerea că femeile care mi-au scris și implicit bărbață, știu că mi-au scris foarte mult, au simțit că eu mi-am exprimat această poveste și vreau să o povestesc nu din dorința de a apărea la televizor sau să cancanizez sau să par melodramatică, pentru că asta am simțit și pentru că acum era momentul oportun. Dacă eu acolo ratam, e posibil să nu mai fi avut o altă șansă. Și să fie o chestie care să te apese. Și da, nu știu dacă mai era sau nu, dar evenimentul acesta a avut un impact atât de puternic și atât de mediatizat. Nu m-am gândit că reacțiile vor fi atât de copleșitoare. Deci pur și simplu ieri n-am putut să fac față telefoanelor, mesajelor, citeam, eram așa. Dar satisfacția și ceea ce simt acum depășește orice. Adică a meritat să-mi expun vulnerabilitatea și această problemă și faptul că, repet, nu sunt singura. Sunt sute de femei, mii de femei care nu au avut, femei simple, femei din medii, exact cum am fost eu, în care cronicizează niște mentalități rigide. Bărbatul are voie, dar femeia trebuie să se țină de casă și bărbatul e. Nu, femeia are aceeași libertate de exprimare ca partenerul lui. Femeia poate să îndrăznească să se rupă dintr-un mediu toxic. Femeia poate să aibă un job bine plătit fără să facă compromis. O femeie poate să facă aceleași lucruri chiar dacă este mai slabă din punct de vedere al structurii psihoemoționale. Suntem puternice și nu vreau să fiu feministă și să țin acum cu speech-uri feministe, dar simt că ce s-a întâmplat poate fi o mișcare reală. Și încă o dată mulțumesc frumos. Vă mulțumesc mult de tot și că ați venit. Trebuie să luăm publicitate. Continuăm emisiunea. Iar oamenii pot să te caute cu siguranță pe pagina ta de Facebook, te pot căuta pe Instagram, Viorica Vodă. Vă mulțumim mult. Revenim, mulțumesc. Oameni buni, după scurt.